Bine ați venit la mobilisimo.ro. Acesta este cel mai greu telefon pe care am pus mâna vreodată. Are jumătate de kilogram. Este un Ulefone Armor 24. Pentru că nu prea avem standuri multe la IFA 2023 la Berlin, am decis să mă opresc asupra acestui model. Și m-a șocat în primul rând faptul că are acest buton, care odată ținut apăsat, pornește o lumină de camping pentru acel moment când ești în pădure. Și avem și funcție de SOS și o iluminare foarte puternică care se poate regla. Oprim de aici din buton. Asta este un telefon robust, cred că v-ați dat seama din numele Armor. Și el rezistă la scăpări, la contact cu lichide, la contact cu praf, la contact cu nisip. Este foarte ranforsat și are și rol de powerbank. La urma urmei are o baterie de 22.000 de mAh. Și aici are un buton customizabil lateral care permite accesul la diferite aplicații. Iar aici este un conector proprietar, atenție, pentru microscop și endoscop. Este un tub acolo cu o cameră în el. Întrebarea mea este: endoscop pentru endoscopie umană sau ca să investighezi safe și alte chestii de astea? Aici este conectorul protejat de DOP pentru, știți voi, să n-aibă probleme cu lichidele. Iar aici pe lateral avem butoane de volum și power. La bază un telefon mid-range, adică nu m-a așteptat la cine știe ce. Ecran de 6.78 inch, este un LCD, evident, Full HD+. Mă surprinde că este 120 Hz. Apoi are procesor MediaTek Helio G96, 8 GB de RAM, camera de 16 megapixeli pentru selfie, deși ceva îmi spune că nu selfie-uri o să facă lumea cu el. Acum, dacă vreți și camerele din spate, 64x64 și văd că mai este un senzor extra aici, nu m-ar mira să fie ceva night vision sau senzor termic, văd că are și NFC pentru plăți, conectivitate 4G, Android 13 și foarte important, în general telefoanele astea cu baterie gigantică nu se încarcă rapid, ăsta se încarcă rapid la 66W. Și am lăsat la urmă chestiunea asta fiind prețul. Este 300 de euro, ceea ce nu mi se pare rău la câte știe să facă. Asta o să uit să-l încarci. Are și acest conector smart și până la 16 GB de RAM, pentru că ați ghicit, are și RAM virtual. Cam asta e treaba cu telefonul ăsta, Ulefone Armor. Și na, pentru anumite segmente de profesioniști, oameni care lucrează afară, oameni care călătoresc mult, poate fi util. Dar atenție, foarte greu. Am înțeles că ar avea undeva pe la 21 de mm grosime și cântărește jumătate de kilogram. Cam atât de la standul Ulefone de la IFA 2023.